numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Pacea să fie cu voi. Bucură-te, Ierusalime, adunați-vă toți cei care iubiți. Bucurați-vă și veseliți-vă cei care ați fost întristați, ca să tresăltați și să vă îndestulați din belșugul mângâierilor sale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Ția voastră, Părinte Paroc, Can, Părinte Predicator, Sfințele voastre, Părinți Concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi trebuie să-L tresăltăm de bucurie, pentru că am încercat să-L descoperim pe Dumnezeu și să-I descoperim fața Sa plină de milostevire în aceste zile de har, zile de misiuni populare, zile de exerciții spirituale, zile de pregătire pentru ca să întâmpinăm cu bucurie marea sărbătoare a învierii noastre. Așadar, ne bucurăm și vrem ca să-I arătăm lui Dumnezeu și chipul nostru cel smerit în fața chipului Său plin de iubire, cum a făcut-o și o face Fiul rătăcit. Așa să-I aducem lui Iisus astăzi sufletul nostru, dornic de a fi mereu iluminat de iubirea milostivă a lui Dumnezeu în acest an al milostivirii, pentru a ne face vrednici de a-L întâlni pe El și fața Sa milostivă astăzi la încheierea misiunilor, îi cerem iertare lui Dumnezeu, invocând binecuvântarea Sa asupra apei cu care vom fi stropiți noi în amintirea botezului nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai creat apa ca să fie izvor de viață și de curățire și ai rânduit ca prin ea să fie purificate și sufletele și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această apă cu care voim să fim astăzi întăriți în această zi închinată Ție. Reînnoiește în noi zborul viu al harului Tău, prin ea să fim apărați de orice rău sufletesc și trupesc, ca să ne putem apropia de Tine cu inimi curate și să ne învrednicim de mântuirea veșnică prin Hristos Domnul nostru.
Dumnezeu Atotputernicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească la parte la masa împărăției sale. Să ne rugăm. Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, dă-i te rugăm poporului creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu același Duh Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea lui Iosue. În zilele acelea, Dumnezeu i-a spus lui Iosue: astăzi am îndepărtat de la voi ocara Egiptului. Fiii lui Israel și-au fixat tabăra la Gilgal. Au celebrat Paștele în ziua 14-a lunii întâi, spre seară, în stepa Ierihonului. În ziua următoare a Paștelui, au mâncat din roadele țării azime și spice prăjite, chiar în ziua aceea. Mana a încetat în ziua următoare Paștelui, când au mâncat din roadele țării. Fiii lui Israel nu au mai avut mană. Au mâncat din produsele țării Canaanului în anul acela. Cuvântul Domnului. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp. Lauda Lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei umili și să se bucure. Preamăriți-L pe Domnul împreună cu mine, să înălățăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Priviți la El și veți fi luminați și fețele voastre nu se vor acoperi de rușine. Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, dacă cineva este în Hristos, este o creatură nouă. Cele vechi au trecut, iată, au venit noi. Iar toate vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu Sine prin Hristos și ne-a dăruit slujirea reconcilierii, așa cum Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținând cont de greșelile lor, și punând în noi cuvântul reconcilierii. Așadar,
noi suntem împuterniciți ai lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, El l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în El. Cuvântul Domnului. Ridicându-mă, mă voi duce la Tatăl meu și voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Fariseii și cărturarii însă murmurau spunând: Acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iar el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat toate și a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări, care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus: Câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame. Ridicându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău. Și ridicându-se, a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci fiul i-a spus: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Însă tatăl a spus către servitorii săi: Aduceți repede haina cea dintâi și îmbrăcați-l. Dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne bucurăm,
căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și dansuri. Atunci, chemându-l pe unul dintre servitori, l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus, fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat. Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și l-a implorat. El răspunzând, i-a zis tatălui său, iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am încălcat porunca ta, dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă bucur cu prietenii mei. Însă când a venit acest fiu al tău, care și-a devorat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat. Atunci el i-a spus, fiule, tu ești cu mine întotdeauna și toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuia să sărbătorim și să ne veselim, pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Cuvântul Domnului! Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, celebrăm astăzi Duminica Letare, adică Duminica Bucuriei. În timpul postului mare avem cu toții posibilitatea ca în a patra duminică să întrezărim scopul către care ne îndreptăm, să întrezărim Paștele, Învierea. Am ascultat în Evanghelia din această duminică o invitație puternică a Tatălui. El spune să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și acum s-a întors la viață. Era pierdut și a fost regăsit. O sărbătoare, să mâncăm, să ne bucurăm, să ne veselim, căci un fiu era mort și acum s-a întors la viață. Nu vă sună ceva asemănător cu Paștele? În noaptea de Paște, în ziua de Paște, vom asculta să ne bucurăm și să ne veselim, căci Hristos era mort, dar acum este viu, trăiește pentru totdeauna. Un fiu care moare și care învie. Și astăzi, un fiu care este pierdut și moare, dar apoi este regăsit și învie. De aceea, și astăzi, de fapt, pregustăm Paștele, Învierea. Și ne este dăruită și nouă, atunci când noi ne identificăm cu Fiul cel mai tânăr sau chiar cu Fiul cel mare, dar acceptăm invitația Tatălui Ceresc. Spune Tatăl, am un fiu care era mort și acum s-a întors la viață, trăiește. Dar vă invit să ne gândim, oare ce-ar fi spus fiul? Asta este perspectiva tatălui. Ce-ar fi spus fiul când stătea la masă, în casa tatălui? Ce spunea despre sine? Oare putea să spună aceste cuvinte? Într-adevăr, eram pierdut și am fost regăsit. Dar eram pierdut pentru că de fapt îmi pierdusem tatăl. Și acum am înviat pentru că mi-am regăsit tatăl. Eram mort pentru că tatăl dispăruse din mintea mea, din inima mea, pentru că credeam că tatăl meu este un stăpân. Dar acum sunt viu pentru că mi-am regăsit tatăl într-un mod cu totul nou, surprinzător. Mi-am regăsit autenticul tată. Această parabolă este parabola pierderii și a regăsirii fiului, dar de fapt este și parabola pierderii
și a regăsirii Tatălui. Cât de dor ne este de Tatăl nostru ceresc! Cât de mult ne lipsește Tatăl nostru ceresc! Cât de mult dorim să intrăm prin poarta milostivirii în casa Tatălui! Este parabola noastră, a învierii noastre, a morții și învierii noastre prin Harul lui Hristos. Și de aceea vă invit să interpretăm sau să aprofundăm această parabolă gândindu-ne la pierderea și regăsirea noastră, dar mai ales la pierderea și regăsirea Tatălui. Și la faptul că intrând prin poarta milostivirii, o ocazie importantă pentru toți creștinii, mai ales pentru cei care trăiesc aici în Iași, nu o singură dată în an, ci de cât mai multe ori, intrând prin poarta milostivirii, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, rugându-ne, să putem să regăsim chipul Tatălui, să putem să regăsim casa milostivirii. Sfântul Părinte Papa Francis spunea că acest an tocmai acest lucru dorește, să facă din inima fiecărui om o casă a milostivirii, să facă din familia fiecăruia dintre noi o casă a milostivirii, pentru că de fapt, intrând prin acea poartă, am descoperit biserica drept o casă a milostivirii. Patru pași vă propun să facem împreună sau să admirăm, să contemplăm patru tablouri în care ne căutăm, ne regăsim, dar mai ales să regăsim pe Tatăl și să regăsim casa milostivirii. Înainte de toate, primul tablou, așa cum îl relatează Evanghelia, este un om avea doi fii. Iisus pleacă de realitatea concretă, imperfectă a unei familii. Iisus pleacă de acolo. Adică ne spune, un om avea doi fii, dar deja, dar mama unde este? Este o familie care îi lipsește ceva. Este o familie imperfectă, incompletă. Este o familie rănită. Unde este mama? Un om avea doi fii. Nu știm. Dar și ceea ce nu este spus este important. Poate a murit, poate era bolnavă, poate era plecată. Dar Iisus pleacă de la realitatea concretă a unei familii. Probabil de la realitatea concretă a familiilor noastre, a rănilor noastre, a locului unde noi simțim că nu este, că nu avem o familie perfectă. De fapt, știți că nu prea există o familie perfectă. Există doar familii chemate la sfințenie, la milostivire. Așadar, de acolo pleacă Hristos și ne spune că se întâmplă un lucru neplăcut în acea familie, pentru că fiul cel mai mic îi cere partea sa de moștenire tatălui. Cu alte cuvinte, îi spune, eu vreau ceea ce mi se cuvine. Când se dă de obicei moștenirea? Când un părinte moare. Îi spune fiul tatălui, pentru mine este ca și cum tu ai fi sau nu ai fi. Dă-mi partea mea de moștenire. Am nevoie de ce e al meu. Probabil că în inima sa simțea acea casă drept o casă care îl inhiba. Sau un tată care îi punea doar reguli. Nu se simțea el bine în largul său. Ce putea să facă un fiu, un tânăr evreu, al unui tată, al unei familii care avea oricum o anumită bogăție? Se trezea de dimineață, își făcea rugăciunea, citea din Sfânta Scriptură, mergea la muncă toată ziua, iar apoi se întorcea seara acasă. Reguli, muncă, responsabilități, parcă viața este altceva. Aș vrea să gust viața fără aceste reguli. Aș vrea să gust viața altfel. Viața o simt ca ceva mai mult. Și atunci acest fiu, simțindu-se aproape în închisoare, în casa tatălui său, îi spune, vreau ceea ce mi se cuvine și plec. Plec de acasă. S-a întâmplat. Uneori se mai întâmplă ca unii fii să plece de acasă. Și ne deja rămânem surprinși de reacția tatălui. Un tată uman, un tată pământesc, i-ar fi zis, te rog frumos, calmează-te, mai discutăm, nu facem lucrurile acestea așa de ușor. În schimb, acest tată îi respectă libertatea. Îi oferă partea sa de moștenire. Într-un fel are încredere în ceea ce el i-a oferit
În toți acei ani ți-am oferit o educație, am pus semințe în inima ta. Uite, primul tablou, o familie cu rănile sale, cu neplăcerile sale, în care cineva simte nevoia să plece. Ni se poate întâmpla și în viața noastră uneori chiar să simțim astfel propria familie. Relațiile cu ceilalți, în loc să devină relații de libertate, să devină relații unde ne simțim constrânși, aproape în închisoare, și unii chiar să plece din familie. Dacă ne gândim la biserică, uneori unii pot să aibă această percepție chiar a bisericii. Biserica drept un loc unde sunt reguli, unde de fapt nu te simți liber, unde nu simți altceva decât responsabilități, să nu asta, asta și asta. Iar acolo parcă nu-ți simți viața în totalitatea sa. Și atunci unii pot să plece, chiar din biserică. Se întâmplă lucrurile acestea. Hristos acolo vrea să intervină, în realitatea vieții noastre. Primul tablou, să facem câțiva pași urmărindu-l pe acest fiu risipitor, în al doilea tablou, pe care l-am putea numi criza fiului risipitor. Pleacă cu mari proiecte, cu bani în buzunar, pleacă într-o țară îndepărtată și acolo risipește tot, într-o viață așa cum își imagina el că e o viață bună, o viață liberă, fără reguli, o viață fără un tată contabil sau un tată care să-i spună mereu ce trebuie să facă. Dar acolo, ne spune Evanghelia, că de fapt s-a risipit pe sine. Risipindu-și lucrurile, s-a risipit pe sine și a ajuns să slujească la păscutul porcilor, ceea ce pentru evreu era minimul, deci mai jos decât atât nu puteai să ajungi, pentru că porcii erau animale impure. Care este consecința acestei libertăți prost înțelese? Este pierderea, risipirea de sine și mai ales pierderea propriei demnități. Nu mai avea demnitate acest fiu pentru că a ajuns să stea cu animalele impure. Dar acolo notează ceva Hristos, un lucru foarte interesant, aproape un detaliu. Spune că criza sa era că el ar fi dorit să mănânce și roșcovele pe care le dădea porcilor, dar nimeni nu îi le dădea. Eu m-am întrebat, bine, dar de ce nu și le lua el? Adică nu putea să meargă, dacă el le dădea porcilor de mâncare, nu putea să și le ia el însuși? Aici putem să ne gândim la un lucru. Care este demnitatea noastră? Demnitatea, valoarea noastră, stă în relațiile noastre, stă în faptul că cineva îți dă de mâncare, cineva îți face de mâncare, cineva îți pune ceva în farfurie și în felul ăsta îți spune că tu ai o demnitate, ești prețuit. De câte ori dragostea, iubirea într-o familie nu trece prin a pregăti ceva de mâncare celuilalt? Atunci tu simți că ai valoare. Când nu este nimeni să-ți dea de mâncare, când nu este nimeni pentru care tu să pregătești de mâncare, atunci parcă ești, nu mai ai demnitate, ești pierdut. Hristos este foarte delicat când spune, nu era nimeni care să-i dea de mâncare. Asta înseamnă că nu mai avea relații autentice, nu mai avea relații care să-l hrănească, pentru că asta ne hrănește pe noi, relațiile de iubire autentice. Se poate întâmpla și în familiile noastre ca uneori să nu mai avem de mâncare sau să nu ne mai dea nimeni de mâncare. Chiar dacă în farfurie există ceva de mâncare, dar de fapt din inimă să nu mai plece o hrană. Hrana afecțiunii, hrana iertării, hrana îngrijirii. Dar deja v-aș provoca astăzi să ne bucurăm când este cineva care ne dă de mâncare. Și să fim recunoscători, mai ales femeilor, mamelor, soțiilor, pentru că ne dați de mâncare. Pentru că în felul acesta ne spuneți că avem o demnitate. Pentru că ne spuneți, tu meriți să primești ceva de mâncare. Sau să ne bucurăm când noi putem face ceva de mâncare pentru ceilalți. Sau când putem da de mâncare celuilalt. O faptă de milostenie înseamnă a regăsi demnitatea. În biserică, când intrăm,
ni se dă de mâncare. Vedem în centru un altar pe care găsim pâine și vin, care prin Duhul Sfânt devin trupul și sângele lui Hristos. Iar cineva, biserica, un om al bisericii, coboară și ne dă de mâncare. Ne hrănește sufletul. Să ne bucurăm de acest lucru. Dar vedeți, de obicei ne bucurăm când ne lipsește, adică când simțim lipsa. Când nu mai este cine să ne facă de mâncare și când noi suntem îndepărtați de biserică și nu mai primim de mâncare, nu mai participăm la ospățul euharistic. Criza sa. Nu mai era cine să-i dea de mâncare. Și atunci se întâmplă ceva. Acolo este un mic miracol. Ne spune Evanghelia că tânărul, venindu-și în fire, sau mai bine zis, intrând în el însuși, a regăsit ceva. A regăsit ceva pe care nimeni nu putea să-i fure. A regăsit o amintire, o nostalgie. Nostalgia casei părintești. Nostalgia momentului în care cineva îi dădea de mâncare. Nostalgia casei milostivirii. A intrat în sine și a regăsit acea nostalgie. Nimeni nu ne poate fura nostalgia casei părintești. Nimeni. Nici cel mai greu păcat. Nici cea mai mare dependență. Nici cea mai mare îndepărtare. În inima fiecăruia dintre noi există nostalgia, dorința după iubirea Tatălui, după chipul Său. Acesta este miracolul. A intrat în El însuși și aici este și pasul convertirii noastre. A intra în noi înșine pentru a descoperi acel loc, acel spațiu locuit de nostalgie, de dorința de a ne hrăni, de a fi hrăniți de familia noastră, de biserică, de Dumnezeu. De fapt, această nostalgie l-a determinat și pe Sfântul Augustin să se convertească. Cu toții cunoaștem istoria convertirii sale, cu toții ne aducem aminte de viața sa risipitoare și de faptul că el, când se convertește, își dă seama: Doamne, eu eram în afara mea, dar Tu erai înăuntrul meu. A trebuit să intru în lăuntrul meu pentru a Te regăsi. A intra în lăuntrul nostru pentru a regăsi nostalgia iubirii. Acesta este pasul esențial. Și apoi spune: mă voi ridica, voi merge. Și în familiile noastre e important să redescoperim această nostalgie. Nostalgia după o sărbătoare în familie, după o întâlnire. Nostalgia apoi în biserică după momentul împărtășaniei. Nostalgia comuniunii cu Dumnezeu. De acolo plecăm. Acolo ne ridicăm. Și ajungem astfel la al treilea tablou. Este cel mai emoționant, dar și cel mai surprinzător. Pentru că ajungem în locul în care tânărul, fiul risipitor, se îndreaptă către casa părintească și acolo are parte de o mare surpriză. Pe când încă era departe, tatăl l-a văzut. I s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. A avut o mare surpriză acest fiu. Era deja așteptat. Surpriza descoperirii chipului lui Dumnezeu. Aceasta este. Un chip atât de diferit de ce ni se întâmplă nouă. Este Tatăl Ceresc acolo. Noi de multe ori proiectăm asupra Tatălui Ceresc imaginile părinților noștri pământești, cu limitele lor. Nu este Tatăl Ceresc așa ceva. Un părinte, un tată pământean, ce ar fi făcut? Cu siguranță i-ar fi spus: vino încoace, trebuie să avem o vorbă între noi. Ce ai făcut? Ce ai făcut cu viața ta? Nu vezi că te-ai distrus? Bine, te-ai întors, dar de probă te accept. Acum să vedem cum o să te comporți. Dacă o să te comporți bine, o să vedem. Cam așa face un părinte pământesc. Dar Tatăl Ceresc este cu totul altceva. Este sărbătoarea unei îmbrățișări. Este sărbătoarea unei mângâieri. Este sărbătoarea unei iertări. Este sărbătoarea unei inimi care este plină de milostivire. Acesta este chipul Tatălui nostru Ceresc. Nu ne este dor de El.
Nu am dorit să-L regăsim. El este pentru noi Dumnezeu. El este adevăratul Dumnezeu. Și de aceea în aceste zile v-am invitat să redescoperim chipul Tatălui Ceresc uitându-ne la chipul lui Hristos. Tatăl Ceresc care are privirea lui Iisus, care privește de departe. El privește așteptându-ne cu compasiune, cu milostivire. Tatăl Ceresc are cuvintele lui Hristos. În Evanghelie am ascultat să ne sărbătorim, nu să punem la probă, să sărbătorim, să ne bucurăm. Hristos ne dă aceste cuvinte. Le auzim noi? Tatăl Ceresc ne îmbracă cu o haină nouă, cu haina de duminică, cu haina Fiului. Ne dă această haină parfumată, absolut nouă. Este Hristos care ne dăruiește balsamul milostivirii sale. Ne vindecă și ne dăruiește harul său. Ne spune din nou, fii, nu argați. Noi ne-am fi așteptat, fiul risipitor s-ar fi așteptat, bine, cum îl știu eu pe tatăl meu, o să-i spun, acceptă-mă ca un argat. Nu, nu este acesta tatăl său. Tatăl său este altul, este Tatăl Ceresc, care îi spune, ești din nou fiu, îți pun inel în mână, ai drept din nou la moștenire. Acesta este Tatăl nostru Ceresc. Ne deschidem inima în fața sa. Această surpriză a fost relatată într-un mod personal de un scriitor, faimosul scriitor francez de origine americană, Julian Green. În convertirea sa, atunci când el povestește despre momentul convertirii sale, vorbește tocmai despre această surpriză. El, în tinerețea sa, între cele două războaie mondiale, își permitea cam tot ce și-a permis și fiul risipitor. O viață în tot felul de plăceri, dar era nemulțumit de viața aceasta. Și atunci a căutat să se ridice, tot căuta soluții. A mers și a vorbit cu un teolog, dar era prea deasupra capului, vorbea prea teoretic. Și a făcut prieteni un cuplu de filozofi, Raisa și Jacques Maritain. Iar aceștia i-au indicat un dominican, un părinte dominican polonez, du-te și vorbește cu el. Julian Green se duce, îi spune acestui călugăr dominican, uite prin ce trec eu. Nu sunt mulțumit cu viața mea, dar uite ce mi se întâmplă. La care părintele dominican îi spune, dar tu ești de acord cu modul tău de a trăi? Nu, nu sunt de acord. Sunt nemulțumit cu modul meu de a trăi. Și surprinzător i-a spus preotul, îngenunchează. A îngenunchiat. Iar preotul a spus, eu te dezleg în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. A fost surpriza milostivirii Tatălui. După aceea spune Julian Green, când m-am întors acasă, eram cu totul schimbat, dar nu eram altul, m-am regăsit pe mine. Pentru că de fapt mi-am regăsit Tatăl. Cu toții așteptăm pe cineva care să ne spună, îngenunchează. Eu te dezleg în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru a ne regăsi. Pentru a regăsi Tatăl nostru, Cel din ceruri. Și de aceea avem nevoie de spovadă. Și apoi avem nevoie de Euharistie. Avem nevoie de ospăț. Avem nevoie să ne bucurăm, să facem sărbătoare. Pentru că acest fiu era pierdut, dar a fost regăsit. De fapt, tatăl meu, pe tatăl meu îl pierdusem. Dar acum l-am regăsit într-un mod surprinzător. Drept o inimă plină de milostivire, o îmbrățișare, o mângâiere. Și vă invit să ne gândim la noi, la familiile noastre. Mai știm să facem sărbătoare? Mai știm să ne bucurăm de întoarcerea noastră, de întoarcerea, de micile întoarceri din viața de fiecare zi? Când cineva, în loc să-și dea drumul mâniei, parcă ține în el. Atunci știm să facem sărbătoare? Știm să facem sărbătoare când se întoarce cineva acasă după mult timp? Cine știe ce are în suflet el când se întoarce? Dar noi să facem sărbătoare pentru că este acolo. Să facem sărbătoare tatălui, mamei, soțului, soției, copiilor noștri, bunicilor. Să-i sărbătorim pentru că sunt acolo. Să sărbătorim orice înmogurire de viață. Pentru că acolo îl întâlnim pe Tatăl Ceresc. Să-i cerem Domnului harul de a ști să facem sărbătoare. Și de a ști să ne lăsăm surprinși de milostivirea sa, de chipul său. Acesta este Tatăl nostru Ceresc.
ultimul tablou îl medităm noi, fiecare dintre noi, în propria inimă. Este cel al Fiului cel Mare. De fapt, Hristos a spus această parabolă pentru Fiul cel Mare, care erau cărturarii și farizeii, care îl judecau pe Hristos pentru că păcătoșii deja îi făceau sărbătoare lui Hristos. Vameșii, desfrânatele, îi făceau sărbătoare lui Hristos, mâncau împreună cu El, pentru că se bucurau de iertarea Tatălui. Dar farizeii, cărturarii, Fiul cel Mare, stătea la ușă, se răzvrătise, era plin de mânie. Cum este posibil așa ceva? Pentru că și el, de fapt, își pierduse tatăl. Pentru că și el considera pe tatăl său un stăpân, un despot, nu un tată plin de milostivire. Și este unica parabolă care nu are un sfârșit. Nu ni se spune cum s-a terminat. Un autor, Enzo Bianchi, spunea: tatăl este încă la ușă. El acolo a rămas. Aici sărbătoresc în interior, în această casă a milostivirii, sărbătoresc toți fiii pierduți. Dar tatăl este la ușă. Este acolo implorând, rugându-ne pe noi, fiii cei mari, care judecă, care consideră că biserica ar trebui să fie doar o castă de sfinți, care judecă pe celălalt, uite-l pe cutare și cutare, acum se dă mare convertit, care judecă în stânga și în dreapta, și ne spune nouă, Fiului cel Mare din noi înșine ne spune: eu sunt mereu cu tine, tu ești mereu cu mine. Intră prin poarta milostivirii, vino și fă sărbătoare. Să primim acest îndemn și mai ales să ne bucurăm de Paște, de Înviere, pentru că am pierdut uneori pe Tatăl nostru, dar îl putem mereu regăsi. Amin. Celor prea iubiți, este momentul când ne întâlnim cu Tatăl prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. La sfârșitul acestor misiuni, exerciții, pregătire pentru marea bucurie a întâlnirii, milostivirii. De aceea împreună astăzi, lumina textelor sfinte, acestei duminici a predicii Părintele Daniel, ne mărturisim credința noastră în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzută. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a născut. Mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărturie, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci.
Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața. Frăților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos, plin de milostivire, văzând suferințele poporului său, s-a înfiorat de milă și le-a venit în ajutor tuturor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească, și dându-și viață pentru a-l mântui pe om de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează cu Evanghelia ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Te rugăm, ascultă-ne! Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i pe muribunzi în clipa supremă. Te rugăm, ascultă-ne! Îndură-te de răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule prea bun, Tată milostiv, Tu ai fost nespus de îndăduitor cu poporul Tău și ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care i-ai primit de fii ai Tăi și ascultă-le rugăciunea. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Doamne, noi îți aducem cu bucurie darurile aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Inimile. Hai mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu spre mântuirea Fiului Tăi ai orânduit un timp deosebit în care să-și se dovândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să răunească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm cântând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moarte. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne credim cu trupul și sângele Fiului Tău, Harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o înaintea ta. Întoarce la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor.
Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu să facă fără mult, dar spune numai acum.
îndelungă, răbdător și iubitor este Domnul. Să ne rugăm! Dumnezeule care luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm pururi la cele vrednice și plăcute maestății tale și să te putem iubi cu sinceritate prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, acum două săptămâni am citit și am meditat împreună episodul schimbării la fața lui Iisus pe muntele Tabor. În acel context, Petru, văzând fața strălucitoare a lui Iisus, a exclamat: ce bine ne simțim aici, ce bine că suntem aici. Cred că sentimente asemănătoare am trăit și noi în aceste zile. Cred că și noi, descoperind în aceste zile un alt chip, o altă față a lui Dumnezeu, milostivirea sa, cred că putem spune ca Petru: ce bine că suntem aici, ce bine ne este nouă aici, în casa Tatălui. Părintele Daniel ne-a ajutat să ne dăm seama că milostivirea lui Dumnezeu nu este un concept abstract, dar este o realitate concretă care face parte din viața noastră de zi cu zi. Aproape am putea spune cade sub incidența simțurilor, pentru că Părintele ne-a vorbit despre privirea lui Iisus, să-L privim pe Iisus care ne privește, să ascultăm glasul lui Iisus, care este glasul Tatălui, să simțim parfumul balsamului, să simțim parfumul hainei demnității de fiu, să simțim parfumul rugăciunii. Astăzi ne-a vorbit în mod deosebit despre bucuria întâlnirii, a sărbătorii, despre bucuria îmbrățișării din partea Tatălui cel milostiv. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru belșugul harurilor pe care le-a revărsat asupra noastră în aceste zile de misiuni. Îi mulțumim că și-a întors spre noi fața senină și blândă și milostivă. Îi mulțumim din inimă Părintelui Daniel pentru disponibilitatea sa, pentru jertfa sa și pentru că s-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt care l-a purtat spre inimile noastre și care ne-a condus spre noi, pe noi spre întâlnirea cu Tatăl care ne aștepta și ne-a îmbrățișat. Mulțumim episcopilor noștri care ne-au însoțit în aceste zile și mai ales preasfințitului Petru, care a prezidat această sfântă liturghie de încheiere a misiunilor. Mulțumim corului mare și corului Iuvenes, care ne-au ajutat în aceste zile ca întâlnirea noastră cu Hristos să fie și mai frumoasă și înălțătoare. Vă mulțumim dumneavoastră, iubiți credincioși, că ați răspuns chemării lui Hristos și ați venit în aceste zile la biserică. Sunt convins că jertfa dumneavoastră va fi răsplătită din plin de bunul și de milostivul Dumnezeu. Sperăm că aceste zile de misiuni să aducă roade bogate în sufletele tuturor și să ne ajute pe toți să realizăm o adevărată convertire în viața noastră, o adevărată întoarcere, o adevărată bucurie a sărbătorii la ospățul la care Iisus ne așteaptă în fiecare duminică. Iar acum aș vrea să dau citire anunțurilor pentru săptămâna aceasta. Dacă în aceste zile am avut ocazie să ascultăm cu atenție, interes și cu mult rod pe Părintele Daniel Iacobuț,
Vă anunțăm că Părintele va mai rămâne printre noi și în cadrul unei alte inițiative. Începând de mâine seară, El ne va prezenta timp de 4 luni la cateheza lunară pentru toată comunitatea 4 răspunsuri la întrebarea fundamentală: de ce mergem la Sfânta Liturghie? Așa că vă așteptăm în număr cât mai mare pe toți, adolescenți, tineri și persoane mai în vârstă, mâine seară la ora 19, la întâlnirea lunară în aula Fericitul Anton Durcovici. Părintele Petru Tamaș va relua săptămâna aceasta predicile speciale de miercuri și vineri din timpul postului mare. Toți cei care, cu ocazia sfințirii caselor, s-au înscris pentru diferite misiuni în parohie, Consiliul Parohial, Fecior de Biserică, Lector și așa mai departe, sunt rugați să rămână puțin duminica viitoare după liturghia de la ora 11 pentru a ne organiza. Dacă mai sunt și alte persoane care doresc să se implice, pot rămâne și ele chiar dacă nu s-au înscris până acum. A apărut revista Lumina Creștinului pe luna martie. De astăzi și până duminica viitoare vor avea loc misiuni populare și în parohia Sfânta Tereza din Iași, unde predicator va fi Părintele Iosif Dorcu. Și astăzi, la ieșirea din catedrală, câțiva tineri din Acțiunea Catolică, din parohia noastră, vor continua să vândă mărțișoare, felicitări și ghiocei, mărțișoarele și felicitările confecționate de ei, iar banii vor fi folosiți pentru unele opere de caritate. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și un timp de post binecuvântat în continuare. Încheiem Sfânta Liturghie cu un dar pe care Sfântul Părinte a binevoit să ne-l facă nouă tuturor la ultima întâlnire cu Sfântul Părinte. A cerut să transmitem binecuvântarea celor care îi păstori, dumneavoastră în primul rând, tuturor preoților noștri, persoanelor consacrate. Ne bucurăm să o facem astăzi la această minunată Sfântă Liturghie, bucurându-ne că suntem în comuniune cu Sfântul Părinte și Sfântul Părinte cu noi. Invit acum pe Părintele aici lângă mine la altar, pentru că după o asemenea perioadă sfântă, toți credincioșii care au participat se pot bucura de indulgență plenară anul acesta, în acest moment, indulgență jubiliară, condițiile care, sigur, le-ați cunoscut și le cunoașteți. Astăzi mai adăugăm, după liturghia pe care am celebrat-o, la care am participat, pe crezul pe care l-am făcut și Tatăl nostru, care l-am proclamat în cadrul liturghiei, și o rugăciune după intenția Sfântului Părinte. Iar Părintele în El, prin cu mine, vor împărți această binecuvântare cu indulgență jubiliară. Și spunem, după intenția Sfântului Părinte, adu-ți aminte. Că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce alerga sub ochiile, cel ce a cerut ajutorul și milocirea. În sufleții de o astfel de încredere, alerg la tine, Maică Fecioară, Fecioară. La tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcător. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auză-mă cu milă și... Domnul să fie cu voi! Ocrotește-i, Doamne, pe cei care te imploră, întărește-i pe cei slabi, pe cei care umblă în întunericul morții, însuflețește necontenit cu lumina ta și ajută-i să ajungă la lucrurile cerești,
pe cei care îi ferești cu milă de toate relele, prin Hristos Domnul nostru. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.